Cristina Munteanu sunt, doamnelor și domnilor, alături de Mihai Golescu, la Subiect de Presă, cam fiecare vineri și duminică vă spunem bun găsit. E bine, este o ediție în care ne-am propus astăzi, alături de invitatul nostru, care vine din orașul regal, dintr-un oraș cu mare istorie, tradiție, cultură și valori culturale. Deci, viceprimarul municipiului Curtea de Argeș, Ștefan Dumitrache, dar și istoric, fost director al muzeului de acolo și om de cultură. Bună ziua, bine ați venit! Sărbunile, bună ziua! Ne-am propus așadar să facem un periplu în... aș spune așa, în mentalul nostru societal la ora asta, să vedem unde ne sunt valorile. Unde ne sunt, cum ne plasăm în raport cu ele, de ce spun asta? Pentru că am fost martorii, bineînțeles că vom vorbi despre Curtea de Argeș și despre ce înseamnă valoarea noastră aici pe plan local, însă am fost martorii, indiferent unde am locuit, la Curtea de Argeș, la New York sau poate în Detroit sau nu știu, poate în Germania sau în America sau oriunde, am fost martorii unei vijelii, așa aș spune, pe rețelele sociale și în media, de fapt pe tot globul s-a vorbit despre deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris. De altfel, o sărbătoare a sportului și a fair play-ului ar trebui să fie și a prieteniei dintre sportivi și popoare. Numai că, din păcate, s-a întâmplat, am putea spune așa, s-a întâmplat să scurcircuităm un pic, cum le place să spunem. A fost sau nu cinea cea de taină reprezentată în deschiderea acestor Jocuri Olimpice, reinterpretată spre insulta, să spunem, creștinilor, sau a fost doar un act artistic? Într-un limbaj prea popular, a fost luată peste picior? A fost luată peste picior? Sau a fost doar... de o valoare religioasă? Dar poate că n-a fost asta. Sau a fost doar un act artistic, o bacanală romană, văzută cu Dionisio și tot ce înseamnă cu zeul vinului, cu acele petreceri licențioase, da, închinate zeului. E bine, nici nu contează. Important este pentru discuția noastră că și de acolo a pornit un conflict. Un conflict de sentimente, un conflict de idei. Ne-am dat peste cap valorile unul altuia. Așa să fie? Este evident că întreaga punere în scenă de la Paris are mai multe etape. Trebuie să explicăm. În Europa, în anii 20, a apărut curentul neomarxist, care astăzi își spune progresist. De fapt, este neomarxist autentic. Cei care sunt extremă, nu extremă dreapta niciun caz, pentru că și aici vreau să discutăm despre ea. Extremă stângă, dar ei spun întotdeauna de dreapta. Da, exact. Cazul la noi, partidul neomarxist, este USR-ul și ei spun că sunt de dreapta, numai fraierii cred, dar sunt, din păcate, foarte mulți. De asta am și vrut să precizăm, pentru că unii spun de dreapta, extremă dreapta. Dar ei sunt, de fapt, stânga extremist. Cum este că această mișcare au pus-o la punct 2... să zicem, cetățenii evrei, unul din România și unul din Ungaria. Au făcut-o în Germania și i-au spus școala de la Frankfurt. Unul era din Focșani, ălălalt era din Budapesta. Bineînțeles că și-au luat nume ca să pară altfel. Lui Gheorghi Lukács, părintele neomarxismului, care a fost și comisar în Republica Sfaturilor din Ungaria, i-a trecut spre sfârșitul vieții, cum i-a trecut și un Marx, de fapt. I-a trecut marxismul. A fost cam ca de partea lui Imre Noi, că și lui ăla i-a cam trecuse comunismul după ce l-a împușcat pe țar. Adică trebuie să înțelegem un pic că toți ăștia mari apologiți ai comunismului spre sfârșitul vieții le-a trecut. Ei, unul dintre cele mai înrăite partide neomarxiste este partidul lui Emmanuel Macron. Macron este un neomarxist fanatic, îndârjit. Observația genială a lui Gheorghe Lukács, Lovinger îl chema de fapt, că de asta spunem că i-a schimbat numele, a fost următoarea. Zice, revoluția mondială nu se poate face cu muncitori. Muncitorii au simțul proprietății, muncitorii sunt naționaliști. Au nevoi, da? Muncitorii nu au conștiința revoluționară. Zice, pentru a promova ideile marxiste, trebuie să ne adresăm marginalizațiilor societății, pentru că sunt cei mai frustrați și cei mai violenți și cei mai agresivi, vindicativi. Și enumără acolo care sunt categoriile. De la, se le spune că atunci așa li se spune, negri din America, homosexuali și de el toate categoriile, sau pur și simplu oamenii frustrați, de genul prostul satului. Că chiar așa le spun. Bun.
Acum, ca să fim politically correct, știți nu, că eu spun cum le spunea el, nu le spun eu. Eu vorbesc de ce spune omul. Definește conceptul. Adică despre asta este vorba. Cum îi definați? Zici, oamenii ăștia... Așa erau definiți. Sunt cei mai frustrați și sunt și cei mai vehemenți. Ei vor reuși să impună neomarxism. Și după ce școala de la Frankfurt s-a mutat în Statele Unite și a căpătat o altă dimensiune prin acapararea Universității Columbia, că de acolo s-a propagat neomarxismul, s-a dus în toată lumea și s-a adresat în special acestor categorii, care sunt vârful de lance al acestui curent, care astăzi îi spune în mod, zic eu, fraudulos, progresist. Bun, dar totuși eu le spun neomarxist pentru că asta sunt. Totuși trebuie să atragem atenția că astăzi este vorba despre, dacă am putea spune așa, despre respectarea libertății celuilalt. Dacă ar fi fost vorba doar atât, era în regulă. Încă nu era o problemă. Nu era o problemă. Problema e că vor să impună întregii societăți dorințele lor. Nici și aici nu mai pot să fiu de acord. Nici măcar ideea majorității din potrivă combat teribil ca doar ei să aibă dreptate. Că de altfel, principiile fundamentale ale Marx vorbesc de dictatura minorității asupra unei minorități militante asupra așa. Majorității. Asta e și de fapt asta paradox, e mai mult idealul Lenin, dar mă rog, este o altă discuție că îți spunea că trebuie să ai un nucleu de profesioniști cu care să impuzi maselor viziune, pentru că masele o vor urma dacă nu vor de bună voie până forță. Ei, dar să ne întoarcem la Macron și la Olimpiadă. Așa. Macron a pus la cale toată această poveste după ce a dus o luptă politică crâncenă acum în Franța, unde între două rele a câștigat răul cel mai mare. Adică extremismul de stânga, al lui Mélenchon, au câștigat alegerile, nu știu ce se va alege de Franța, pentru că între Mélenchon și Bardella, Mélenchon este chiar mai rău, deși cred că mai rău ca Bardella nu se poate. Și toată viziunea asta asupra Olimpiadei, într-un fel, reflectă viziunea lui Mélenchon. Au făcut o bătaie de joc numită stat... mă rog, stat olimpic, complex, stat olimpic, complex sportiv, cum vreți să-i spuneți. O bătaie de joc tot cu, din materiale de cea mai proastă calitate ca să fie reciclabile, fără aer condiționat, în condițiile care, iată, în Franța este o caniculă cumplită, pe principiul că nu se depășească temperatura 28 de grade, de parcă un sportiv să mai poate odihni. Și ca să nu folosească energie electrică. Păi da, da, să mă ierte Dumnezeu, asta nu mai sunt condiții de, pentru Olimpiadă. Nu sunt condiții. Am auzit că suedezii sau norvegini și-au dus și-au cumpărat saltele de la magazin. Majoritatea sportivilor au fugit, inclusiv excepționalul Marchand, cel care a luat francez, care a luat 3 medalii de aur până acolo anul, a fugit la hotel. Nu poate omul să doarmă, să se odihnească în această mizerie numită sat olimpic al lui Macron. Din punctul meu de vedere, toată manifestarea a fost făcută doar de dragul recordului. Faptul că noi nu am mai văzut defilând sportivii, asta era esența deschiderii jocurilor, să vezi sportivii defilând. Acum îi vedeai undeva departe stând înghesuiți pe un vas. Și șansa să-i plouă, da. Da, pe lângă asta. Hai să zice că asta s-a întâmplat, dar ideea cum erau ținuți ca pățarc într-un, acolo, într-un pas restrâns, nu aveau voie să se miște. Și nu numai momentul cu cina cea de tână. Au fost nenumărate momente și de parada, mode și astea, care promovau această doctrină, ramura doctrinei marxiste, LGBTQ+, nu mai știu cum îi zici. LGBT, parcă. Păi nu, că are mai multe litere acum. Eu am adăugat și litere și semne și... Deci a fost evident, adică nu putem să ne prefacem că a fost un act artistic, înseamnă că nu ne-am uitat la restul momentelor. Eu am stat și am înghițit toate orele alea, pentru că ideea lui Macron a vrut să facă cea mai lungă deschidere a jocurilor olimpice din istorie, ca să, ia, să rămână el legat. A reușit? Ce părere ai? Aveți? Ce părere aveți? Păi el a reușit să facă recordul cea mai lungă. Da. Dar a reușit și să creeze un nou conflict în societatea franceză, pentru că pe el asta îl interesează. Partidul lui, fiind un partid slab la ora actuală, el are nevoie de o societate divizată,
unde să poată manevra între extremiștii de stânga lui Mélenchon și extremiștii de dreapta lui Bardella, el fiind și el un extremist, dar un extremist vopsit. Asta este marea diferență între extremiștii vopsiți și extremiștii nevopsiți. Da, iată, domnul Golescu, o altă opinie decât cea pe care am ascultat-o în urmă cu o săptămână. Domnul Măruță și ce bine, exact, bine să-mi ne explice acum. Domnul Măruță era încântat Mutrache de altfel de ce se întâmplă, da, în Franța. De-aia am adus ambele, exact, opinii. Exact. Pentru citit telespectatorii noștri. Da. Exact, să, exact. Să vedem cumva în ce lume trăim din nou, unde ne învârtim cu satul global de la Paris, da? Marshall Meluan vorbea despre satul global odată cu tehnica nouă de comunicare. Acum vin și ne arată ce ne așteaptă în viitor. Să nu uităm că cei care sabotează acum prin Franța trenurile și alea sunt extremiști ecologici care fac parte tot din gruparea politică a lui Mélenchon. Da, caliați politici. Da, adevărat, ei fac parte pe liste comune. Trebuie să spunem lucrul ăsta, că ei sunt cei care acum se dau la actele de sabotaj, considerând că Jocurile Olimpice poluează. Primarul Lyonului, de exemplu, care este un extremist de stânga de factură ecologistă, nu primește Turul Franței, că spune că mașinile care vin după biciclete, oarece e mai puțin poluant ca o bicicletă, dar mașinile care urmăresc bicicletele poluează. Germania se pare că se distanțează puțin și Germania și Franța, știți că au fost cei care au făcut Uniunea Europeană, practic. Se distanțează puțin Germania de această, să zicem, această baricadă pe care este Franța. Pare să. Așa vedeți și dumneavoastră? Am încasat amândouă cu colonialiștii, cu colonialismul, cu imperialismul ăsta al lor, încât nu mai știu cum să scape acum de migrați, de migranți. Iar ce, și ce vânt bate dinspre America, și asta este important? E foarte, foarte important. Foarte important și foarte grav. În urmă cu 4 ani, când candidau echipa Biden-Harris împotriva lui Trump, cea mai mare teamă a mea era că după un an Biden va fi retras, că de atunci era evident că are niște probleme de sănătate și va fi pusă Kamala Harris, care este din aceeași factură cu Macron. Nu e nicio diferență din punct de vedere politic și al gândirii. E mai catifelată fiind femeie. Da, în sfârșit. Și dumneavoastră un gentleman, da, corect, așa este totuși. Cert este că nu i-au dat puterea așa cum mă așteptam. Au mers din rău în mai rău Partidul Democrat. Și au ajuns într-un punct mort în care era evident că Biden în fața lui Trump, care nici el nu e pe craca lui, trebuie să o recunoaștem, a luat-o și el pe miriște, nu mai este Trump ăla de acum 8 ani, clar, este o diferență uriașă. Lumea a evoluat așa. Lumea a evoluat. Da, da. Americanii au evoluat așa. Societatea, da, americană este și ea profund divizată. Pentru că extremismul neomarxist... Și a mai ridicat capul cineva, nu uitați că a ridicat capul Rusia, să nu uităm. Să ajunge și ajunge, dar extremismul în Statele Unite l-a introdus Partidul Democrat, care a fost partidul plantatorilor de sclavi, asta este, stăpânilor de sclavi, plantatori de bumba. Deși cafea. Da? Și ăștia au devenit acum neomarxiștii americii. Neomarxiștii au ocupat acest partid, au reușit, bravo lor. Problema este că orice extremism provoacă reacția adversă și de semn contrar. Și Partidul Republican a intrat pe mâna ultraconservatorilor din Tea Party, unde s-a poziționat și Trump. Problema cu Trump pe acesta este extrem de imprevizibil. Dacă are ceva bun ca Kamala Harris, așa neomarxistă cum e, e predictibil. Și între un neomarxist predictibil și un ultraconservator total imprevizibil, este de preferat Kamala Harris. Eu nu sunt convins că ea va câștiga alegerile prin vot popular. Din fericire, țara în care este cel mai ușor de fraudat alegerile sunt Statele Unite ale Americii, cu acel vot uriaș prin corespondență, unde, deci votul prin corespondență este fraudabil, pentru că nu asigură secretul votului, trebuie să înțeleagă orice cetățean. Este o încălcare gravă a democrației, dar care, uite, în
țara, bine, bine, mama, dar de... cine stabilește treaba asta? La noi stabileau americanii, când nu convenea cineva. Dar da, la ei cine stabilește? Și la ei există spatele cortinei, când doar deci, conduc președinții. Partea de servicii secrete vrea să... Mai zic că stăpânii chiar ai serviciilor secrete. E vorba de oamenii cei mai puternici și mai bogați. Cei 12 sau cei 18 sau cei 300? Ei sunt 300, dar acolo, în cadrul 300, nu mai atâta uniune cum exista odată, că de fapt aici... Și acolo sunt divergențe, pentru că și acolo există un personaj neomarxist cum este George Soros, există și personaje mult mai puțin interesate cum e Frăția Albă și așa mai departe, deci, care sunt tot în aceeași gașcă. Deci trebuie să înțelegem asta. Ei, vorbeați de Rusia. Pentru Rusia mizeria de la Paris a picat excepțional. Iar ridicat la fileul lui Putin, care el se dă adeptul, apărătorul adept ortodoxiei, în condițiile în care el nu este așa ceva. Și când spun că nu este apărătorul ortodoxiei, am cel mai bun exemplu. Când prietenul lui Erdogan a retransformat Sfânta Sofia și Mănăstirea Cora în geamii, n-a zis nici pâs, a zis că o treabă internă a Turcii. Păi dacă tu despre cel mai important monument al ortodoxiei spui că e o treabă internă a Turciei, înseamnă că te doare fix în dos de ortodoxie. Ești pe lângă total. Dar ce a făcut Macron a fost încă, cum să spun, un colac de salvare dat lui Putin și de justificare. Putin, da. Și a fost, repet, Macron a făcut asta cu bună știință, a făcut-o intenționat, este bucuros de diviziunea introdusă în societatea franceză, că el... cu societatea nu-l interesa pe el la nivel european și a ieșit. Este o societate tulbură. Franța, gândiți-vă că a avut alegeri de mai bine de o lună, dar nu s-a schimbat guvernul, este tot guvernul Macron, în condițiile în care partidul lui a fost un partid foarte slab în alegerile astea. Și ce spuneați? Că bate vântul puternic din America. N-am terminat acolo. Bate puternic, și puternic pe cele simțim două... Simțim și noi curentul? La noi, acum, clar, cu... pentru că la noi... se bat, vedeți că... Clopotele. Așa cum, nu, dar așa cum în Statele Unite sunt două tabere, și americanii care vor să impună președintele României sunt două găși diferite. Dar s-a întâmplat vreodată să nu pună America președintele România? Pe nu, aici problema este că fiecare tabără din state are alt pentru candidat. Un alt candidat, da. Eu n-am spus că nu s-a întâmplat, că de la Traian Băsescu încoace ei au stabilit președintele. Nici nu putem să enunțăm de pe un post de televiziune că americanii fac și drept. Nu, dar nici nu e greu să ne dăm seama că asta se întâmplă. Se dau mai cu subtilitate. Sunt, da, sunt vot, e votul liber totuși. Democratic. Păi da, nu, este absolut democratic. Dar pentru că aici e vorba despre cum se face campanie, nu, și cine face campanie. Nu, cine sunt candidații. Nu. Că important e cine sunt candidații. Că, în sensul ăsta, nu că cineva ar frauda. Că sunt acolo două găști, una de la Departamentul de Stat, în opinia mea, cel mai corupt organism politic al Statelor Unite, și Departamentul Apărării sau Pentagonul, cum îi spunem noi, care e mai puțin, mult mai puțin corupt și mai realist, în opinia mea. Și cele două, fiecare candidatului. Asta este. Nu o să discutăm acum care... Vă propun să lăsăm în pace pe americani și pe francezi și pe... Păi da, ei nu ne lasă până aia. Și chiar până... Și putem să ne rupem de ei? Asta era întrebarea dumneavoastră. Putem, asta e întrebare, probabil. Putem să ne rupem de ei? Nu avem cum. Da, dumneavoastră, ce părere aveți? Dacă ar depinde de noi, da. Dar nu depinde de noi. Trăim într-un context național și internațional. Suntem în context național, pe mine mă frământă. Ce Dumnezeu face ciodată cu gara aia, domne, că de 100 de ani, era mândria noastră pe traseul ăsta, Pitești-Cutea de Argeș și gările din Merișan și de la... Și ca să completez, așa, eu citeam undeva tot în presă că s-au obținut niște fonduri europene pentru recondiționarea acelei gări. Păcate, nu primăria decide, dar... Nu, totuși, nu primăria, totuși, înțeles ce puteți face? Păi, că nu e a primăriei. Pe care, trebuie să le aruncăm, da. Lucrurile acolo sunt, din punctul meu de vedere, nu avansat, extrem de avansat. Eu nu știu la ora asta efectiv de ce nu se lucrează, pentru că contractul este semnat, atenție. Am citit și contractul asta, de execuție, autorizația de construire a fost emisă. Deci, ei trebuiau din luna mai, firma care a câștigat, a avut nu știu câte luni să facă proiectul,
s-a trecut, s-a predat și proiectul și acum trebuie să înceapă lucrurile. De ce nu le-am început? Mi-e greu să vă spun. Adică asta, numai... de ce? Ca să fim constant, să o luăm de la capă că nu face treaba. Nu cred că mai se poate în faza asta, că este totuși o fază mult prea avansată. Marea problemă a Gării Curtea de Argeș au fost întâi, au fost 6 licitații pentru studiul de fezabilitate, 6, că nu se prezenta nimeni. Până la urmă, din ce am aflat eu asta, acum vă spun la nivel de bârfă, directorul de atunci al regionalei Craiova și-a convins un prieten să vină la licitație, că v-a spus, nu voia absolut nimeni să vină la licitație, a făcut respectivul studiu de fezabilitate, s-a scos la licitație proiectare plus execuție, la prima iarăși nu a venit nimeni, la a doua a venit această firmă care a și câștigat, nu știu cum se numește să vă spun, și care a făcut proiectul, l-a predat. Și trebuia cam prin mai, cred că, dacă țin eu bine minte, să înceapă lucrurile. Tot mă așteptam să văd și eu schele și lucrând acolo. Da, nu pot să vă spun de ce a început, pentru că, din punct de vedere al hârtiilor, trebuie efectiv să lucreze. Da. Trebuie să lucreze efectiv. Ne dezicem, nu știu, ca am făcut noi românii, că de ce ne apucăm, nu înțeam stare să zicem la capăt. Nu, da, aici au și niște termene foarte stricte, că pe mine asta mă pune puțin pe gânduri. Că, exact cum spunea doamna Cristina, sunt fonduri europene, aici nu te poți lălăi la nesfârșit. Aici termenele sunt foarte clare. Sunt încă probabil în perioada în care trebuie să facă execuția, de dar... De nu știu, deci sunt, de, că aia sunt clar, în perioada că sunt de mobilizare. Deci, sunt... deci rămâne o situație incertă, da? Da. În continuare. Nu, vedeți cei de la... Este în execuție, punct. Da, din punct de vedere al hârtiilor, este în execuție. Nu, atâta timp cât s-a făcut proiectul, e considerată deja în execuție. Și atunci... Da. Deci, pentru că proiectul a început din momentul în care s-a făcut atribuirea. Da. E praf în ochi, aveți dreptate. Da, așa, asta e legislația. Noi vorbim acum pe bază de legislație românească. Da. Legislația românească... Ca să încep o licitație un an, după an de an decid cine face lucrarea. Păi dacă nu vine nimeni. Păi dacă nu vine vedeți, nimeni. Nu mai este ca înainte când se băteau 10 firme pe o lucrare. Eu vă nu dau exemplu nostru la, de la spital. Nu mai vine nimeni la... La spital, la 4 milioane jumătate de euro, la prima licitație n-a venit nimeni. Nimeni, da. Dar de la a doua a venit o singură firmă și nu vreau să mai discut. Apropo de spitalul. Vă gândiți la un nou spital ca și Piteștenii? Ce... Păi la noi, noi nu avem suficienți doctori pentru cel care îl avem. Să mai facem... Noi am investit enorm în acest spital. Enorm. Sume uriașe de bani, aparatură ultramodernă. Clădirea este reabilitată complet. Avem sistem din acesta pentru zona de infecțioase ca să... Da, ATI, de fapt. Pentru climatizare, pentru aia... Și pentru presiune inversă, ca să nu se mai răspundă. Exact, climatizare inversă, ca să nu, exact. Ca să nu totul rămână microbi. Totul făcut pe fonduri europene, totul, vă spun, da. Extraordinar de bine pus la punct. Marea problemă este, în continuare, nu avem suficienți doctori. Este o problemă? Se scot mereu... Ca să vedeți câte obstacole întâlnești, ultimul necaz pe care l-am avut, am găsit posibilitatea să aducem un chirurg bun. Am vrut să scoatem postul la concurs, de fapt am făcut toate demersurile. Nu vă spun cât a durat până am obținut aprobarea Ministerului ca să deblochez posturile și nu am găsit suficienți doctori care să în comisia de examen. Cum stați cu personalul la spital? Bine, rău, cât la sută? Cât la deci la capitolul ocupat? Doctor și asistente nu stăm bine. Avem în total... 70%? Cât? Nu știu să vă zic în procent, dar mai trebuie vreo 16 aha, doctori. Aha. Că avem specialități neacoperite. Vă dau un exemplu. Noi la ora asta nu avem neurolog. Niciun. E foarte rău vine să mai... Vine la Pitești, da? Și aici avem doar unul sau doi, nu știu. Nu, sunt. Aici sunt mai mulți. Că știu pe neurologie la Pitești. Dar de unde știți? Aveți nevoie de neurolog? Nu, dar verișoara mea este neurolog la județean. Verișoara mea este neurolog la spitalul județean și de-aia știu. Deci de la sursă știți. Știu de la sursă. La sursă. Soțul e cardiolog, deci așa că știu cam cum e cu doctorii pe spitalul județean. Noi nu avem niciun. În Curtea de Argeș nu avem niciun neurolog. E foarte grav să nu mai să ai astfel de specialitate. Acum când doia lumea razna. Vă dau un exemplu. Dacă mai avea un chirurg angajat și un neurochirurg, ceea ce este atât de rar, atât de rar încât nu vreau să ar crește rangul spitalului și condițiile de finanțare.
Dar nu ai de unde să-l iei. Neurochirurgii sunt foarte rari. Chit că statul, ca să vă spun ce a făcut statul, ca să ajute, să-i determine pe absolvenții de facultate să facă neurochirurgie. Nu, să facă neurochirurgie. Nu, că nu se mai ajută să se specializeze. Au redus stagiul. La neurochirurgie era 7 ani rezidențiatul. L-au făcut de 6 în speranța că se duc. Cât de cât mai diminuează. Da. Nu, preferă să plece. Cu cei mai mulți. E foarte greu de făcut. Eu am vorbit cu, când a intrat fata mea la rezidențiat, să știți că am vorbit cu mulți absolvenți acolo. Fug de specialitățile chirurgicale. Când fratele meu a dat, era atunci secundariat, că atunci așa era altfel sistemul, toți voiau specialități chirurgicale. Era bătaia cu toată lumea din cauza scandalurilor. Și de presă, și de malpraxis. Și fug de specialitățile chirurgicale. Fug! Zic, dar de ce să avem noi necazuri? A băgat spaimanii. Și de ce să nu stăm noi liniștiți? Urmă, avem mare nevoie în continuare. Bineînțeles. Dar gândiți-vă că specialitate chirurgicală este și orele, și oftalmologie, chirurgia cardiovasculară, ginecologie, este tot chirurgicală. Și așa mai departe, astea sunt toate specialități chirurgicale. Asta este. Da. Până, dacă te gândești, și gastroenterologia este. Domnule, ați făcut și ceva foarte frumos. Mărturisesc că acum vreo 4 sau 5 ani m-a sunat un prieten, băi, ăștia de la Curtea de Argeș cu primarul în frunte, prăpădesc bulevardul ăla, taie pomii, îi fac praf, nu știu ce, se duce dracului plantația aia de acum sau știu ceva de ani. Am strâns din dinți și nu l-am criticat pe așa, să văd totuși ce se întâmplă. Și pe urmă, mi se pare, când vii dinspre sud, de la Pitești, și intri pe bulevard, tuns așa aranjat, poate greșesc eu, dar am avut un sentiment de înălțare, de satisfacție sufletească. Uite ce frumos arată când fundal se văd turlele mănăstirii. Da, el așa a fost gândit, să știți. Da. Dacă ne uităm la fotografia din anii 30, la faza inițială. În al doilea rând, aceste tăieri de regenerare sunt absolut necesare. În ciuda faptului că există excepții de tăi care au niște vârste foarte mari, tăiul nu trăiește mai mult de 70-80 de ani. În general, după vârsta asta se usucă. Ori noi încă avem foarte mulți tăi de peste 100 de ani. Dacă nu le faci aceste tăieri de regenerare, pericolul să usuce și să cadă este uriaș. Da. Și cade pe mașini, cum se întâmplă în București. Da, cad des. Deci avem, plus că în afară de asta, noi am plantat foarte mulți tăi tineri. Aici avem altă problemă cu lipsa de civilizație. Că există tot felul de tineri de ăștia turbulenți și foarte educați, care au o plăcere să rupă pomii tineri. Ghilimele de rigoare. Da. Foarte multe ghilimele de rigoare. Care au plăcerea de a distruge. Să distrugă, să rupă pomi, să distrugă băni, să distrugă coșuri după de cum noi, și să distrugă cișmele. Urban să, este multă violență, da? Foarte multă violență. Avem un tânăr extraordinar de talentat, a făcut niște tablouri, fotografii, la sugestia domnului primar, le-a pus undeva pe peretele fostului spital, acolo, păi până n-au furat două din ele, n-au putut. Vreau să vă întreb dacă la Curtea de Argeș acum există, sau cum ați, care este dinamica, turiștii? Vin turiști? Deci, Curtea de Argeș este sufocat. E sufocat de turiști? Este sufocat, dar aveți din două motive. Platforme pentru turiști și de cazare și de asta posibilități de relaxare. Posibilitățile de cazare există, dar noi avem acum o problemă cu cazarea mare. Din cauza, nu zic din cauza, că e datorită, că e de bine, construcții la autostradă, 90% din facilitățile de cazare sunt ocupate de cei care lucrează la autostradă. Da. Deci vreau să vă spun că pentru prosperitatea Curții de Argeș, din momentul în care a început construcția autostrăzii, este un lucru extraordinar. Sunt apartamente închiriate, case închiriate, doar camere ale unor cetățeni. Cam toate pensiunile, nu știu să fie, s-a redeschis un hotel închis de 20 de ani. Aveți dreptate, e un fenomen curios și tot pentru că ați pronunțat autostradă, cuvântul autostradă. Aveți idee cam în ce fază se află? Pentru că suntem și nu suntem informați la Deci, Bascov-Curtea de Argeș este extrem de avansat.
Acum, Momaia au terminat? Nu, ala este alt tronson. Ala este tronsonul 4. De unde se numără? De aici încolo? De la, nu. De la Sibiu încoace. Tronsonul Vascov, Curtea de Argeș și 5, de la Sibiu încoace. Și se lucrează tronsonul 5? 5, Vascov, Curtea de Argeș, este foarte, foarte avansat. Aha. El are termen octombrie 2025. Da. Acum, știți, nu știu, sau că știți, firma care lucrează este excepțional de bună. Este o firmă de stat din Italia, atenție, de stat, WeBuild, și care este într-un litigiu cu CNIR-ul nostru din cauza podului de la Brăila. Ei ar putea să termine lucrările cu mult înainte de termen, dar nu sunt deloc convins că o vor face din acest motiv litigiul de la Brăila. Acolo este un întreg scandal între CNIR și WeBuild, determinat. Ei au fost cotați ca fiind foarte serioși, asfalt, da? Dar lucrările, repet, eu întâmplător am fost de-a lungul lucrărilor și tronsoanele la care eu le știam, că mai aveau mult de lucru. La ora asta, asfaltate, atenție. Asfaltat. Deci, stadiul lucrărilor este extrem de avansat. Dacă ar vrea, aș fac așa, dacă ar dori tronsonul până la Vâlcele, i-ar putea da drumul într-o lună. L-am ascultat pe Grindeanu și pe primul într-o lună, hai să zicem două, i-ar putea da și drumul. Și așa spunea, că sunt și după aia celuilalt i-ar putea da drumul în primăvară. Pentru că acolo mai depinzi un pic și de lucrările porului, care pornesc din... Și ei sunt o firmă foarte serioasă, am auzit. Porul, după părerea mea, sunt extraordinari. Eu care îi detest pe austrici, în cazul de față, ridic pălăria în fața lor, lucrează excepțional. Nemțește, da. Excepțional. Mă rog, nemțește, să zicem că e doar, să știți că doar conducătorii sunt și mecanicii după utilajele alea fenomenale. Evident că în rest au de nu știu câte țări. Nu e de aici. Nu? Sunt de nu știu câte țări, inclusiv nepalezi. Sri Lanka și alte zone. Vietnam am văzut aici la Bascov și așa mai departe. Nu, sunt muncitori din multe țări. Dar oricum va aduce un mare beneficiu. Este un mare beneficiu. Pentru Curtea de Argeș la ora actuală să simt, din punct de vedere financiar. Bine, să termină autostrada, se vor elibera astea. E adevărat, dar să termină deja cei care... Și vor veni. Vibil Duca, să vedeți ce înseamnă, a luat și are și tronsonul 3, cel de la Bârseș la Racoviță. Și au spus că ei până nu termină și tronsonul ăla, preferă cazarea la Curtea de Argeș, că sunt condițiile foarte bune. Bun, deci câțiva ani. Deci mai avem niște ani buni. Noi mai avem 5 minute, ca să știți. Da, în timpul ăsta, zona de cazare crește. Curtea de Argeș. Zona de cazare crește. Adică vreau să vă spun că se construiesc pensiuni pe Valea Argeșului într-un ritm fulminant. Iarăși, după aceea, a fost perioada aia de stagnare din cauza celebrei epidemii, care a oprise, pentru că în 2019-2018 se construia iarăși în fiecare an, să dădeau noi și noi facilități de cazare. A fost perioada care a oprit, iar se construiește. Iar. Ce e finanțat la Curtea de Argeș, părerea dumneavoastră? Subfinanțat. Ce e subfinanțat? Unde ar trebui băgat niște bani și nu se bagă? În cultură. Categoric. Ce dreptate aveți? Aici a fost de acord. Cu siguranță. Toate acolo, dacă investești în cultură, poți să ai și rezultate. Oameni educați, oameni care știu despre ce e vorba, ca să poată să facă și alte lucruri, nu-i așa? Am întrebat, vă te rog. Da, am văzut că pentru că nu mai avem decât câteva minute. Acum am trecut, aș spune, de la istoric și cumva specialist în tot ce înseamnă sociologia asta istorică. Am trecut către ce faceți noastră practic, domnule director. Spuneți-mi drept, vă plăcea mai mult să fiți director sau mai mult să fiți viceprimar? Ambele. Nu director. Să faceți partea de istorie, cultură, cum spunea colegul de platou, sau partea de administrație? Îmi plac ambele, pentru că puteți sunt extrem de pragmatic. Eu... Că a fost un paradox că ați spus că în cultură ați mai băgat mai mulți bani, că dumneavoastră, probabil ca viceprimar, aveți în fișa postului și ce ține de cultură. Banii sunt bani. Și... De câte ori vă duceți pe săptămâna la primărie? Cum? Eu mă duc în fiecare zi la primărie. Vă duceți la zilnic. Nu, asta e problema. Problema mea este finanțarea, care este cum e, pentru că Curtea de Argeș, având atât de multe fonduri atrase, are și cofinanțări pe măsură și trebuie să duci banii întâi acolo. Sau, vă dau un exemplu, când am făcut lucrările, că ați făcut referire la astea de pe bulevard, care au fost extrem de mari, a trebuit să venim cu lucrări conexe, cum a fost schimbarea conductelor de apă, că nu puteai să te apuci să faci toate lucrările și să rămâi cu conducte din vremea lui Arman Călinescu, de atunci, din vremea lui Arman Călinescu.
Și a trebuit să schimb, nu, a fost efortul propriu al UAT-ului. Dat cu un car cu 6 boi, da, sus pe deal. Așa este. Deci așadar bani pentru cultură. Bani pentru cultură ar fi ceea ce mare nevoie curtea de lege. Aici avem însă, să zicem așa, și un noroc cu niște oameni din domeniul privat și mulțumesc pe această cale domnului doctor Drago Slăvescu, care face niște eforturi fenomenale și avem festivalul Cavalerul Negru, iată, la a treia ediție deja anul acesta. Îl faceți când? Acum, după, imediat după Sfântă Mărie. Păi, după Sfântă Mărie, este prilejul, da? Să spuneți telespectatorilor. Da, festivalul face... pentru că de Sfântă Mărie toată lumea știe la Curtea, da, de Argeș. Deci este mare târg. Este bâlciul tradițional, da, care e milenar, adică da, nu putem, da, să ne... Este dinainte de întemeierea statului, cum și cel de la Sfântul Ilie de la Câmpului Ghetodie, dinainte, absolut, de întemeierea statului, sunt târguri străvechi. Și avem perioada asta 9-15 august intensă. Am avut două evenimente mari culturale, tot așa cu multă finanțare privată, dar și de la primărie, un festival de film și un târg al meșterilor populari, dar festivalul de film de înalt nivel și târgul meșterilor populari foarte reușit. Iar după, imediat după aceste sărbători, avem un eveniment de excepție. Vine parada autoturismelor Peugeot 205, 180 de autoturisme din toată Europa. La Curtea de Argeș? Pe 17 august. Parada pe bulevard sau unde? Vin pe bulevard, îi vor caza în zona stadionului, vor face o tabără. După aia începe festivalul Cavalerul Negru, iar la început de septembrie un ONG din Curtea de Argeș, Căsuța Armonia, are încă un festival. Deci, iată, iar în acest weekend, pentru iubitorii de vin, le spun că există un festival al vinului, organizat tot privat de același ONG care organizează și Căsuța. De ce nu al Căsuța, Curtea de Argeș e vestită în cei? Pentru că domnul care muncește atât de mult împreună cu un alt prieten, nu, e chiar somelier, adică este somelier, un profesionist al vinului. Atâta eveniment aveți la Curtea de Argeș, începând din acest weekend, până în septembrie. Să nu până mai spuneți în prima că jumătate este a lui septembrie. Cultura subfinanțată. Uite că aveți noroc, avem că noroc cu oameni care ajută privat, cu privatul și... În prima parte au contribuit atât primăria cât și domnul academician Păun și am avut și atunci o serie întreagă de evenimente, da, deosebite. Iată că s-au legat, iar anul trecut, știți, a fost anul Urmuz care... Păun, e o șansă. Mulțumesc, trebuie să încheiem de aia, spun că vă invităm la Curtea de Argeș, Curtea de la Argeș. Cum le place nouă să spunem, am fost alături de Ștefan Dumitrache, viceprimarul municipiului Curtea de Argeș. Dar mi-e place să spun că este om de cultură și istoric. Mulțumesc pentru prezență. Ceea ce și este. Ceea ce și este.